Pacea Domnului, fie ca Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Aș vrea să rog pe fratele de la calculator să deschidă acea prezentare PowerPoint, care i-am dat-o la începutul programului. Suntem într-o perioadă scurtă de călătorie și de căutare de parteneri în lucrarea pe care ne-a chemat Domnul să facem în Kosovo. Ne-am întors în primăvară din Kosovo, soția a născut un copilaș pe nume Paul pe data de 15 iunie și dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a dat copii sănătoși. E un mare har ca Domnul să fie cu noi și mâna Lui să fie peste noi. Aici este o fotografie cu noi ca și familie, băiețelul mai mărișor, 4 ani și jumătate, Amos, care este cu noi, Georgiana, soția mea. Domnul, cel puțin mie, mi-a vorbit încă de când am făcut botezul, după ce m-am botezat în Biserica Tabor din Oradea, mi-a vorbit că mă va chema la o lucrare mare, spunea prorocul care mi-a vorbit în numele Domnului și Domnul m-a chemat să mă pregătesc la Colegiul Biblic Este European. Am absolvit Colegiul Biblic Este European, pe urmă Domnul m-a chemat să slujesc în Dobrogea, am slujit acolo un an și jumătate, printre turci, printre romi. Și acolo am întâlnit-o și pe Georgiana, soția mea, ea absolvise Centrul Român de Studii Transculturale, CRST-ul, și ne-am întâlnit pe câmpul de misiune, ea își dorea să meargă misiune, eu îmi doream să mă duc în misiune și am zis, unde poți să găsești o parteneră care este gata să meargă până la marginele pământului pentru numele Domnului? Ne-am căsătorit și Domnul ne-a vorbit să mergem în Kosovo și să ducem Evanghelia la albanezii musulmani de acolo. Sper să funcționeze, dacă nu funcționează, atunci probabil că e mare distanța. O să rog pe fratele să schimbe la următoarea pagină. Suntem trimiși în misiune de Agenția Pentecostală de Misiune Externă. E mare har și putem să vedem în misiunea mondială, în lucrarea lui Dumnezeu la nivel mondial, cum Dumnezeu ridică și formează lucrători ca să ducă Evanghelia până la margine pământului. Fiecare dintre noi care am citit Sfânta Scriptură știm că Domnul Iisus Hristos, înainte să înalțe la cer, lasă un mandat bisericii. În vremea aceea era cu ucenicii și le spune ca biserica să ducă, parafrazez, biserica să ducă Evanghelia până la margine pământului. Evanghelia încă nu a ajuns până la margine pământului și de aceea noi ca și biserică suntem chemați de Domnul să ne organizăm și să împlinim această mare trimitere. Dumnezeu a chemat oameni care să organizeze agenții de misiune, care să trimită misionari, Dumnezeu a chemat oameni pe care să-i trimită pe câmpul de misiune și fiecare are o chemare în direcția aceasta. Misionarii sunt susținuți de biserici ca să facă lucrarea, cei care sunt în mod special full-time pe câmpul de misiune și în felul acesta lucrarea lui Dumnezeu se face. Așa cum spuneam, suntem trimiși în Kosovo de Agenția Pentecostală de Misiune Externă. Este acolo drapelul Kosovo, îl am și cu mine aici. Mulți dintre noi nu știm multe detalii despre Kosovo, știm că a fost acolo război. Kosovo este declarat ca și stat independent. În anul 2008 și-a declarat independența. O să pun un pic steag așa ca să rămână în mintea dumneavoastră această imagine a steagului Kosovo. România încă nu recunoaște independența pentru că
avem problemele noastre în Harghita și Covasna, cu autonomie și cu astfel de lucruri, și din cauza aceasta România încă n-a recunoscut Kosovo ca și stat independent. A mai fost probleme, nici Spania n-a recunoscut Kosovo ca și stat independent, nici Grecia, pentru că ei au probleme în Cipru. Spaniolii aveau probleme cu Catalunia, acum se pare că s-au clarificat treburile cu Catalunia puțin. Însă sunt câteva date statistice aici despre Kosovo. Populație, aproximativ 2 milioane de locuitori, este ieșită, această țară este ieșită din fosta Iugoslavie, s-a desprins de către Serbia după acel război din 99. Cei mai mulți acolo sunt albanezi, peste 92%, și aș vrea să știți că albanezii sunt în locurile acelea cum sunt românii în zona României și Moldovei. Pentru că albanezii sunt urmașii ilirienilor, așa cum românii sunt urmașii dacilor. Dacă ne uităm în Romani, acolo scrie Apostolul Pavel că a ajuns Evanghelia chiar până în Iliria, în zona Iliriei. Și avem și un strămoș comun, îi avem pe traci, care sunt strămoșii ilirienilor și a dacilor. Deci oarecum cu albanezii suntem un fel de verișori. Religia cea mai răspândită în Kosovo este islamul, peste 90%, sunt musulmani. În urma cucerilor otomane, mulți dintre ei au aderat la islam pentru că îi favoriza și financiar, nu plăteau taxe mari, aveau un loc de cinste în acea comunitate. Cei care au refuzat să se întoarcă, să primească islamul și să nu lase creștinismul, au avut foarte mult de suferit, de apreciat sârbii, românii care s-au ținut de rădăcinile lor creștine, cât știau ei pe vremea aceea. Poate că vă aduceți aminte din istorie despre Tudor și Arnăuți. În limba turcă, albanez este Arnăut. Deci cuvântul Arnăut vine din limba turcă, care înseamnă albanez. Noi suntem în orașul Mitrovița, poate vedeți înspre nord acolo, un oraș care are aproximativ 200.000 de locuitori. În partea de nord a orașului locuiesc peste 60.000 de sârbi care s-au refugiat în timpul războiului, în partea de sud peste 100.000 de albanezi, și este foarte interesant să stai pe podul, pe marginea râului Ibar, care trece prin Mitrovița, și să auzi clopotele la biserică într-o parte și să auzi chemarea la rugăciune din turnul acela, din minaretă, chemarea la rugăciunea islamică, care are loc de 5 ori pe zi. Este un loc destul de tensionat, acolo în Mitrovița. Noi când am ajuns acolo pe câmpul de misiune, n-am găsit nicio biserică, n-am găsit nici măcar 10 credincioși care să fie botezați în apă. Târziu am aflat despre o mică comunitate, frați baptiști, care se adunau la studiu biblic. Ne-am alăturat și noi acelei lucrări pentru o perioadă scurtă și pe urmă noi, alături de o familie de americani, am deschis o biserică internațională acolo în Mitrovița. Următoarea pagină, dacă se poate. Poate că ați acolo într-o fotografie și acea amfibie, trupele CAFOR încă sunt acolo în Kosovo, încă nu este o securitate clară și de aceea încă trupele de pace sunt acolo pentru a asigura securitatea. Tensiuni încă între sârbi și albanezi, proteste, oameni care ajung pe la spital în urma protestelor. Albanezii, poate știți pe aici prin Londra, că am mai fost și în alte biserici și mi-au spus că sunt oameni destul de impulsivi, destul de agresivi de felul lor, și în Kosovo sunt la fel. Protestele se aprind foarte repede, se organizează pe Facebook și apar mii de oameni dintr-o dată care protestează. Probleme, tensiuni cu scutierii și așa mai departe. În cultura lor încă se ține la acest aspect al răzbunării sângelui. Pentru asta nu o să detaliez, o să vă rog să mai studiați dumneavoastră dacă vă interesează acest subiect. Doar jumătate din populație, mai puțin, pot să zic, au locuri de muncă. Criză economică, trec printr-o criză politică, pentru că Parlamentul este format în mare majoritate de albanezi, și vreau să vă spun că timp de 10 ani albanezii au fost marginalizați în Kosovo și nu s-a dat voie să aibă funcții,
și nici măcar în forțele de poliție, majoritatea erau sârbi, i-au ținut cu mână de fier timp de 10 ani de zile. După război, după ce ei și-au câștigat independența și au început să formeze, a fost foarte dificil, pentru că n-au oameni pregătiți politic, n-au oameni care au o pregătire și e foarte greu din acest punct de vedere. Viziunea pe care am primit-o din partea Domnului pentru Mitrovița este ca să plantăm biserici de casă printre albanezi și aceste biserici la rândul lor să se extindă. Vedeți moschea din centrul orașului, după război s-au construit sute de moschei, țările arabe, Turcia a investit foarte mult, această moschee este construită din bani veniți din Turcia, este și niște afișe acolo care spun despre acest lucru. Și după război, islamul în Kosovo devine tot mai radical, pentru că înainte albanezii erau recunoscuți ca niște musulmani foarte toleranți. Trăiau împreună cu sârbii, munceau împreună, aveau servicii împreună și nu prea aveau probleme cu religia ortodoxă a sârbilor, însă după război, țările arabe, țările islamice au investit foarte mult ca să radicalizeze islamul în Kosovo. Aici este centrul de misiune pe care l-au construit frații americani după război ca să vină în ajutorarea refugiaților de război. A rămas această clădire unde au slujit câțiva misionari de-a lungul timpului, fiecare maximum 3 ani de zile, după care s-au întors și din cauza aceasta lucrarea s-a format foarte dificil, pentru că în 3 ani de zile nu poți să plantezi o biserică care să fie autonomă. Însă s-au făcut tot felul de activități, s-au făcut cursuri de calculatoare, cursuri de limbă engleză, ca să se intre în contact cu tinerii, cu localnicii de acolo și în felul acesta să li se poată împărtăși Evanghelia. La centrul de misiune am făcut niște modificări. Vreau să vă spun că administratorul șef la centrul de misiune este colegul nostru Steve Fry, familia Fry, ei au 5 copii, sunt din America, sunt singurii misionari Assemblies of God acolo în Kosovo și ei răspund de această clădire, însă noi fiind în parteneriat cu ei, chiar în primele 5 luni de zile noi am locuit acolo, am sperat să locuim acolo ca să reducem din costurile care sunt acolo, ca să nu plătim chirie, chiriile sunt destul de scumpe, de la 250 de euro probabil în sus, plus alte cheltuieli și am zis să nu fie o povară peste biserică și plata chiriei și așa mai departe și atunci primele 5 luni am locuit acolo, n-am reușit să ne facem permisul de ședere pentru că actele lor erau împrăștiate peste tot, nu mai era cine să semneze pentru noi, să ne ia în spațiu și așa, că a trebuit să ne luăm o chirie și să putem să ne facem permisul de ședere acolo în Kosovo. Am făcut modificări, s-a dat jos acoperișul cu o echipă din România, iubim așa de mult când vin echipe din România, dar foarte rar ne vizitează, nici măcar o echipă pe an încă nu ne-a vizitat. A fost o echipă din Târgoviște, de la Biserica Efraim, care ne-a ajutat să dăm jos acoperișul. Pe urmă am construit acolo, la următoarea pagină se poate vedea, un spațiu special extraordinar de frumos, cu o mulțime de bani veniți din America, un loc special unde pot fi cazate echipele pe termen scurt și o să vedeți că lansez și eu o provocare și biserica de aici din loc să se formeze, să vină pe câmpul de misiune, să ne vază, să slujească și să cunoască mai multe despre această lucrare. La etajul 1, acolo avem un locaj de închinare, sunt 2 birouri, unul mai mic, unul mai mare și locul acesta, acolo ne întâlnim de obicei în fiecare duminică la închinare. Dacă se poate, următoarea pagină, câteva întâlniri, câteva imagini, ar fi multe de spus, acum o să trec așa rapid prin informațiile pe care le împărtășesc cu dumneavoastră, întâlniri de rugăciune, în a doua imagine se poate vedea spațiul de la etajul 1, era înainte de renovare, acum din nou vă spun, e foarte frumos făcut și un spațiu confortabil, un spațiu minunat, doar că e nevoie de mai mulți oameni ca să rumple. Ne adunăm în general într-o sală puțin mai mică, într-un fel de coridor, în general 10-15 persoane, mai mult suntem misionari decât albanezi, dar vin și albanezi și ne bucurăm. Serviciile sunt în limba engleză,
Însă când vin albanezi care nu înțeleg limba engleză, sunt mulți care înțeleg limba engleză, sunt unii care nu înțeleg și lor li se traduce ceea ce se împărtășește. Am avut de câteva ori surpriza să vină musulmani care au întrebări cu privire la creștinism și să meargă mulțumiți cu răspunsurile pe care le-au primit. Dăm slavă lui Dumnezeu și este lucrarea Duhului Sfânt, este puterea Duhului Sfânt care lucrează în inimile lor și lucrurile se mișcă. Am avut experiențe frumoase când au venit oameni și ne-au cerut noi testamente în timpul săptămânii când eram pe acolo și făceam diferite activități. Și este o foame, este o foame în adâncul inimii oricărui om de a cunoaște adevărul și facă Domnul să se descopere albanezilor ca să cunoască adevărul. Tot așa câteva imagini de la închinare, întâlnire de casă, rugăciune pentru oraș. Orașul Mitrovița este înconjurat de dealuri și munți și atunci când vin echipe pe termen scurt, ne place foarte mult să mergem acolo sus și, cum spunea fratele păstor, să proclamăm numele Domnului peste oraș, să ne închinăm și să chemăm numele Domnului peste orașul Mitrovița, ca în Mitrovița să se producă o transformare. Următoarea imagine, aici am primit un mesaj profetic în urmă cu un an de zile, ne doream așa de mult să vedem mai multe roade, pentru că fiecare agricultor vrea să culeagă multe roade și vream și noi să vedem ceva mai mult, Doamne, să vedem cum crește și este oarecum câteodată și presiune din partea partenerilor noștri care sunt în țară, care dăruiesc pentru lucrare, care mijlocesc pentru lucrare, de a vedea roade. Și eram așa într-o stare puțin apăsătoare, spuneam, Doamne, nu putem să vedem mai mult, ne-am dorit să vedem cum lucrarea se mișcă și stăteam acolo la rugăciune pe deal, cu o echipă din Irlanda de Nord și Georgiana, soția mea, trebuia să se uite după Amos în timp ce noi ne rugam și a văzut acest pui de broască țestoasă și Domnul ne-a spus prin această circumstanță, ne-a dat un semn, lucrarea merge înainte, voi continua să fiți credincioși, slăviți să fie Domnul. Vreau să vă spun că am stat acum de curând, acum vreo 2-3 săptămâni cu un pastor în țară de vorbă și mi-a spus, mă zice, și aici, într-un sat în România, unde dacă vorbești despre crucea lui Hristos, vorbești despre nașterea lui Iisus din Fecioară, moartea Domnului pe cruce, înviere, oamenii acceptă o cultură creștin-ortodoxă. Și acolo se plantează o biserică în 4-5 ani de zile, așa că nu vă faceți probleme. Oamenii trebuie să înțeleagă, lucrarea nu se mișcă cum am vrea noi, totul instant, suntem în era instantului, cafea instant, totul instant, totul iese, mâncare instant, tot. Dar lucrurile nu se fac în felul acesta și facă Domnul ca să ne deschidă mintea și inima să pricepem lucrul acesta și orice facem. Și când construim și zugrăvim o cameră, nu se poate face instant, se face așa, încetul până să usucă, trebuie să aștepți până să usucă ca să dai rândul 2 de vopsea și așa mai departe. Câteva mărturii, noi investim foarte mult în relația cu familiile, dezvoltăm relații cu oamenii și le împărtășim Evanghelia. Aici este Eton cu Arieta, o familie foarte apropiată nouă, pe el am cunoscut când am ajuns pe câmpul de misiune, a trebuit să fac ceva reparații pe la centru de misiune, are un magazin de confecții metalice și el nu știa engleză, eu nu știam albaneză, când am ajuns acolo ne mai înțelegeam noi prin semne, mai apărea câte o persoană care știa puțin engleză și în primul an, înainte de sărbători, i-am dat niște cutii de pantofi, l-am întrebat dacă are copii, s-o bucura foarte mult că i-am oferit aceste cadouri. Pe urmă, așa în trecerea timpului ne-am mai întâlnit, eu am început să înțeleg tot mai bine limba albaneză, să vorbesc limba albaneză și în ultima perioadă m-am întâlnit foarte des cu el, am stat împreună, am povestit, ne-am vizitat ca și familii, am ieșit în natură împreună ca și familii, ei au 2 copii, așteaptă al treilea copilaș și i-am spus despre Domnul Iisus Hristos în unele circumstanțe. Anul acesta de Paști l-am invitat la centru de misiune, am avut un serviciu special acolo, un frate kosovar, albanez, care lucrează în Germania, a venit cu o echipă, a făcut și ceva slujire pe acolo, ceva activități și în urma acestui serviciu, Ieton mi-a zis,
Ietoniu a cerut o Biblie în limba albaneză și am rămas extrem de surprins pentru că mă așteptam undeva peste 6 luni, un an de zile să-i ofer eu o Biblie. Și Duhul lui Dumnezeu m-a surprins extraordinar și a cerut o Biblie, mi-a spus că vrea să o citească și am spus, Ieton, mi-ar plăcea să stăm de vorbă despre cartea aceasta pentru că e o carte extraordinară. Și de-abia aștept să mă întorc pe câmpul de misiune ca să stăm de vorbă despre Cuvântul lui Dumnezeu. O altă familie, Skender și Adile, ei au 3 copii. Skender l-a primit pe Domnul în inima lui înainte ca noi să ajungem pe câmpul de misiune. A fost printre cele mai bune persoane care ne-a putut ajuta cu limba albaneză, cunoaște foarte bine gramatica limbii albaneze, ne-a ajutat enorm atât timp cât ne-a predat cursurile de limba albaneză așa cum el le avea pregătite, nu este pregătit din punct de vedere pedagogic, însă e un om deosebit, un frate deosebit. Vreau să vă spun că atunci, la început, era la un nivel de copil în Hristos și astăzi el îndrăznește să vorbească despre Domnul Iisus Hristos cu membrii din familia lui, cu persoane apropiate și în urmă cu vreun an și jumătate i-am propus să citim împreună Noul Testament pentru că el încă nu a citit nici măcar Noul Testament de la cap la coadă și am spus, hai să citim împreună Noul Testament și am spus, Skender, dacă vrei, putem începe o biserică de casă în casa ta. Și el a fost deschis și a spus, da, vreau lucrul acesta, slăvit să fie Domnul. Și facă Domnul ca lucrarea aceasta să se împlinească și cât mai multe biserici de case să răsară în Mitrovița. Aici niște provocări. Vă invităm să fiți alături de noi prin susținere spirituală, mijlocire în rugăciune. Vreau să vă spun că acum de când sunt aici în Londra, sunt la un văr de-al meu și Domnul mi-a vorbit de vreo 3 ori că ce rău pregătește atacuri asupra familiei noastre. Din cauza faptului că slujim și vrem ca pe oameni să scoatem din întuneric, de sub puterea satanei și să-i aducem împărăția lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de oameni care să mijlocească pentru noi și care să ne poarte în rugăciune. Avem persoane care se roagă în fiecare zi. Nu știu dacă cineva este chemat la această lucrare, dar dacă sunt oameni chemați și simt în inima lor că trebuie să facă această lucrare, vă rog să mă contactați la sfârșit. Apoi, susținere materială, financiar. Noi punem mare accent pe susținere lunară. Nu o sumă mare, poate 3 lire, poate 5 lire lunar, dar o sumă trimisă lunar. Noi ne bazăm pe această promisiune prin credință pe care credincioșii o fac înaintea lui Dumnezeu. Și ei dăruiesc pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Aș vrea în felul acesta, dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să ia un angajament pentru un an de zile, noi vrem să mergem pentru 3 ani de zile și să nu mai avem nevoie să luăm din timpul care l-am putea petrece pe câmpul de misiune să fim eficienți și să mergem din nou să vizităm biserici, din nou să provocăm la finanțare, ci am vrea ca timp de 3 ani de zile să putem sta pe câmpul de misiune și să facem lucrarea și să se lărgească împărăția lui Dumnezeu. Dacă sunt dintre dumneavoastră persoane care vrea să facă această lucrare, de asemenea, poate să ia de la mine un semn de carte, vă rog să mă abordați, mă bucur că mă abordați, îmi dau seama că Dumnezeu adaugă parteneri în lucrare și putem să schimbăm mai multe detalii unii despre alții, încurajări, adresa de mail, de asemenea am pe acest semn de carte ca să ținem legătură. Avem și o pagină pe Facebook, este secretă această pagină, că am și prieteni albanezi musulmani care nu trebuie să știe despre ceea ce facem noi acolo, pentru că nu înțeleg, și se numește Slujind în Kosovo. Dacă vreți să fiți parte în grupul acesta, să vedeți săptămânal sau odată la 2 săptămâni noutățile de pe câmpul de misiune, numele meu pe Facebook este Sebastian Ilie și acolo o să vedeți o fotografie, am o ceașcă așa de cafea în față, că albanezii beau multă cafea și le place și petrecem mult timp și împărtășim despre Dumnezeu în fața unei cafele. Ei sunt mari băutori de ceai, sunt multe lucruri care s-ar putea spune, dar nu vreau să intru de asemenea în detalii. Acea invitație ca să ne vizitați pe câmpul de misiune sau dacă sunt persoane care vor să fie parte din echipa noastră de slujire, ne-am bucurat tare mult, vrem să lărgim echipa și să ne dezvoltăm ca și slujitori acolo.
motive de rugăciune, să vă rugați pentru noi ca Domnul să ne întărească și să ne protejeze spiritual, emoțional și fizic. Domnul să ne sprijine în continuare în învățarea limbii albaneze și a culturii din Kosovo, încă mai avem de lucru la capitolul acesta, apoi să putem forma o echipă unită care să slujească în puterea și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Primim parteneri în echipa noastră și din biserica dumneavoastră, cu tot dragul, și apoi Domnul să se descopere albanezilor cu care am intrat în contact până în prezent, dar și acelora cu care vom construi relații pe viitor. În următoarea perioadă am vrea să mergem în Priștina, să colaborăm cu o biserică de acolo, de unde să putem să ne formăm o echipă cu care apoi să slujim în Mitrovița, să dezvoltăm o lucrare în mijlocul tinerilor, mai multe detalii celor care vor să știe detalii. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Fiți parteneri cu noi în lucrare și investiți în Împărăția Dumnezeu, pentru că ce strângem acolo sus rămâne. Domnul să vă binecuvânteze. Am și o revistă, Noi Frontiere. N-am avut multe, dar am zis că las cel puțin una la fiecare biserică. Aici se scrie câteva detalii despre lucrarea din Kosovo. Mi s-a luat un interviu. O să o las aici la biserică și cine vrea să știe mai multe lucruri, poate să o ceară, puteți să împărtășiți unul de la celălalt. Amin.